Pe strada Armenească din capitală se află una dintre casele bine cunoscute lumii culturale bucureștene. Aici a trăit și a scris Alexandru Paleologu. După al doilea război mondial, literatul a intrat imediat în atenția organelor de represiune ale regimului comunist. Era urmaș al unei vechi familii boierești și apropiat al lui Constantin Noica. Nu a durat mult înainte să devină și deținut politic. Locuința paleologilor a devenit fără voie o armă în mâinile securiștilor. Tata în anumite perioade a stat aici. De altfel am și văzut la CNSAS o notă a securității că încă din 68 instalaseră microfoane în camera tatălui meu de alături. Familia scriitorului nu a locuit dintotdeauna aici. În secolul al XIX-lea, paleologii aveau o casă boierească plină de fală, care a fost dărâmată la începutul anilor 1930. Noua casă a familiei din strada Armenească a fost proiectată în stil cubist. După venirea comuniștilor, locuința a încăput pe mâna clasei muncitoare. Casa era concepută pentru o singură familie, cu doar două băi și o singură bucătărie. Dar asta nu a contat. Era plină. Casa de chiriași au și dispărut, tot felul de lucruri, s-au distrus mobile și era foarte dificil de trăit în casă în anumite momente. Locatarii de astăzi sunt urmașii scriitorului. Construcția cubistă din anii 30 reconstituie cu fidelitate atmosfera din vechile case boierești. Stau la loc de cinste biroul la care scria Alexandru Paleologu, moștenit de la mama sa, cărțile de drept ale tatălui scriitorului și portretul bunicului său, politicianul conservator Mihail Paleologu. Bunicul lui Alexandru Paleologu fusese un personaj important în Partidul Conservator, făcuse studii la Paris și fusese judecător la Înalta Curte de Casație. Mă uitam mult la el, mă gândeam că a fost judecător, că a fost prieten cu Eminescu, mă rog, toate lucrurile astea m-au marcat foarte mult. Fiecare obiect are povestea lui. Dulapul masiv din sufragerie a fost recuperat din vechea casă din strada Paleologu, cea demolată în anii 30. Măsuța florentină și un scaun sculptat cu vulturi bicefal vin din familia mamei scriitorului. Salonul în care Alexandru Paleologu citea Tolstoi și asculta Mozart a rămas neschimbat. Mobilele masive, cărțile legate în piele și tablourile de familie aduc aminte de o lume strălucitoare și elegantă, străină de opulența stridentă a bogaților din vremuri.